Bună dimineața și bine v-am regăsit, că nu ne-am mai văzut de mult. Obosit fiind, am întârziat la aeroport. O să încerc să filmez cât mai puțin ca să pot să ajung cât mai repede. Este ora 6:53, la 7 trebuia să fiu în aeroport. E, hai, mergem la Timișoara! Hai să vedem ce se întâmplă. Băi, oameni buni, nu-mi vine să cred cum poate să fugă chicheneața asta, bă. Mamă, zici că e cart. Încerc noile senzații. Hai vă pup că trebuie să-și conduc. Vorbești, mă. Am un deja vu. Abia am fost pe aici. Ia uite că ne-am întâlnit cu fratele Flick. M-ai așteptat un pic, de ce vă întreb? La ora asta. Hai de domnule Flick. Hai. Ia uite cheia. Am îndesat, de ce vă întreb? Uite, mă. Ieri. Pe zi, ieri și alalt ieri, cu fetele alea două mititele, Cristina și cu Luana. Așa. Ieri pe seară cu fratele Max, astăzi cu fratele Flick. Ăsta e dacă e singur moare. Da, mâine, din mâine încolo cu Nea Martin. Nu, mâine tot cu mine. A, mâine tot cu mine. Da, exact. Cu Nea Martin. Asta era coadă, ca proștii. Mergem la Timișoara, ne-ați luat curs la curse internaționale. Uite cum am ajuns la fix. Gate closing. Ultimii bolani sunt. Poarta nu, a? Aha. O, să spar telefonul, să moară Ciprian. Negociam acum cu Flick cu orele de somn. Trebuie să și dormim. Cel țin eu leșinat. Și eu spun o oră după masă și dorm. Dacă nu dorm astăzi, se întoarce singur acasă. E, și acum să vă zic că după Timișoara ce se va întâmpla. Mâine, și anume duminică, ne întoarcem la București. O seară. Și eu tot pe seară mă urc în mașină și mă duc la Vama Veche să mă întâlnesc cu Nea Martin, să ne mai batem un pic. Mă duc la bătaie. Vreau să știe toată țara că am plecat la Timișoara să mă băg eu ca un porc și mâine seară mă întorc. Venim să dormim puțin, ăsta hop la nemărit și pe mine, ca și acum, mă găsești online la Zoom. Săptămâna viitoare vom pleca de nou la mare, însă noi peste Hodare luăm Pariză, luăm și șuncă, mergem pe la Greș la muncă. Mergem... Cum se cheamă emisiunea? Bă, nu știu. La o emisiune, dar nu știu cum se cheamă. E prima ediție, o testează cu noi, faci pilot. Dacă nu merge cu noi, nu mai faci cu nimeni. Pregătiți-vă. Doar dacă ne întrebați, noi o să vă răspundem că am ajuns. Vremea e perfectă de plajă. Hai, cum ar fi să mergem la plajă? Sau la somn. Vrei să iei avionul ăsta acum? L-ați cumpărat. Ia-l dumneavoastră. Mulțumesc. Toată lumea afară. Să rămână, zi frumoasă. Să rămână. Mi-au luat avionul. Gata. Am ajuns. De ce mă întrebi? Mi-am pus geaca precum furdu Iancu. Și acum mergem să mâncăm, nu? Cam vlogul anterior, mi-e foame. O secundă, mă duc numai să plătesc ăsta, bine? Nu-i problemă. Deci ofertă găbiți pasul, nu de alta, merge ceasul. Ce frumoasă ești din prag de seară. Ce frumoasă ești din primăvară. Ești plin? Ăla este, da, adevărat. Și l-ai făcut mare și pe vârciu. Și l-am făcut mare și pe vârciu. Vezi? Să nu mă pui la el să vezi, am văzut ce zic băieții de la Timișoara. L-am făcut mai mare pe Popescu la radio, ăla s-a îngrășat. Cine fi Popa 7 ăsta? Popa 7 a fost un preot, haiduc și revoluționar român. Oh, el s-a încheiat epoca haiducilor și pandurilor celebri din România. Bun! Născut în 1795, mort în 1876. Bă, a trăit vreo 81 de ani. A, mă, vezi că haiduc, e bine, mă. Da, îmi pare rău, șerif, nu știam cine e Popa 7, dar uite că am aflat. Bogule, da, deci acest vlog are și o tentă educativă. Bine, el era haiduc cu Popa 7, dar când a început să ciordească, îi se spunea Popa 7. Ei, prea dimineață, oamenii au terasele închise. Cred că merge la hotel și stăm pe terasă la hotel. El și cu Cleopatra Stratan. Balizarul, de ce mă întrebați? Te aștept de seară la portiță. Uite cum mă plimb nepot
distrez cu geanta după mini, cu geaca lui Furdui. Cât îi arde eu gras la... Vreo 8 lei, nu mai știu. Ceapă verde, două. Păi da. Hai. Ceapa aia din portbagaj îi dă cu mirosul, vezi? Păi am fost la piața unde sunt numai babe, știi? Foarte bine. Da, foarte, păi de acolo, acolo. Sănătate curată, a sănătate. Da. Am ajuns acolo și unde e asta volantă, sâmbăta la noi, îți numai babe, nu dă voie bișnițar sau... Nu dă voie la tineret. Ce ești tu, măi, odest? Nu poți să-l învârt până oraș, că știe tot. Păi știi, Mangla. Vreau să-i arăt Timișoara. Îmi place, mă știu. Mulțumim, doamne, succes și dumneavoastră. La revedere. Spor la treabă. Stai să nu treacă bicicleta. Vezi că ai scris obligatorie pentru bicicleta. Bună dimineața. Uite ce grădină. Bă, ești nebun, ce frumos e aici. Nicol Jerii. Vorba lui Cabron. Țociu și Paladi în varianta Young. De ce mă întrebați? Hai da, așteptăm cafeaua. Cafa. Cafa. Ciao. Și după asta liber... Libelula. Taie pe boschetul ăsta. Am ajuns în cameră, vreau să mă pun un pic la Nani, Flix s-a dus în camera lui, eu în camera mea, nu mai pot să... Mi-e dor să dorm și să stau liniștit până în diseară. Când o să mergem în Club Epic, voi dormi sau voi încerca să dorm cât se poate de mult să-mi revin. Ne-am trezit, impropriu zis. Am dormit. Ai, tu ai dormit? A, am dormit vreo oră, de ce mă întreb? Și eu am ațipit vreo jumătate de oră. Supărat tare, când îți prea obosit, nu pot să dorm. Am fost și am mâncat și acum mergem să bem o cafea. De ce ne întrebați? Ce îți mai place la cafea? E a treia. A treia? Patra cafea. Ce-a făcut Halep, mă? Noi aflăm acum după telefon că... Ia vezi ce-a făcut Halep. A pierdut, de ce mă întrebi? A pierdut. Cum, bă, frate? Uite, 6-4, 6-3. Băi, lasă. Salut! Cred că se zice Take Me Mister, nu? La ea mănânc. Nu știu. Take Me Mister. Take Me Mister. Și până seara, seara ne plimbăm în Timișoara. Ne plimbăm până târziu. Bă, dar dacă o luăm pe jos? Noi avem bani de taxiu. Dacă eu mă uit frumos cât am face noi pe jos, 39 de minute. Ah. Hai că mai bine așteptăm aici. Problema s-a rezolvat. Am intrat într-un restaurant și ne-au făcut oamenii comandă la taxi. A, bă, că ne descurcăm, nu-i chiar așa. Suntem atât de bălani. Pe cumpărăm. Salut, salut! Vrească, băieții! Băieții! În sfârșit, să trăiți! Gata, am găsit taxi. De ce ne întrebați? Am rezolvat problemul. Ioane! Mamă, bosule, mâncați ești, stai un pic. Stai un pic, dar n-ai văzut că vezi că duc la 2 km. Da, bine, da. Dar am văzut că a luat așa... A, 4 benzi, nu poți să treci. Da. Avea să mă rostocul. Aveți ceva. Și le închis în șeful. Aveți ceva din titiaur. Ați adus-o așa cu, doar cu frâna de mână. Vine în vreo 15-20 de minute, deși eu. Avea să cad din mașină. E timpul să vărsa pe Pașcă. Vărsa fata. N-are nimic. Nu, e ok, nu s-a întâmplat. Stai, la mișcă. Aș? Păi... Da, mai da. Aruncăm noi. Vai, stii. Mi-a trecut Simona Halep din fața ochiului. Păi, dar e așa... tiran, știi... garbage in this auto vehicle. If I drop the kishtok, you know what I mean? Să va murdări. The kishtok. Mere, mere, mere. Mere, mere, mere. Dumnezeu, înainte. Hell of a ride. Într-un târziu, am coborât în taxiu. Practic, domn șofer, cu alură de miner.
Abia la final de săptămână ne-a întors cu frâna de mână și ca un bețiv notoriu ne-a băgat în giratoriu, fac acorduri de manea, dar am pe pantofi cafea. Dar am intrat aici în curte unde sunt și mese multe și mulți oameni fan dosiți, v-aș ruga ca să-i priviți. Așa, și într-un colț, sorbind clar vinul, ne așteaptă domnul Cruz. Ce faceți, mă? Când am venit, m-am uitat la o poză cu tine. Bună ziua! Bună! Stai să-l filmez pe tine, ia uite, uite ce imagine are, ești nebun, din America. Limonadă, că nu știu când îl mai prins. Din America-i. Prima limonadă din viața mea. Am mâncat un pic, nu am mâncat, am băut un pahar de vin. O sticlă de rozeu. Și acum mergem în cameră. Și la greu, mergem să mai dormim, eu dorm, ăsta n-a putut, dar eu dorm a doua oară. Azi eu trebuie să dorm, ne uităm la meci. Meci și după care... Treabă ce care în club acolo, are căsuțe în copac, burgeri, hamburgeri. Burgerii, mamă, abia aștept.